anul 2019, în care este inclus și spitalul. Am înțeles. Noi avem plăți până în luna septembrie la spital în valoare de 21 de milioane de euro. Însemnând aparatură medicală, însemnând obiecte de inventar, însemnând materiale consumabile, însemnând probele tehnice de intrare în parametrii tuturor instalațiilor. Deci recepția finală se va face, v-am mai spus că este construită așa natură 72 de ore în caz de cutremur, poate funcționa singur, dacă are carburant în rezervor. Iar ultima recepție va fi 72 de ore, el va fi deconectat de oraș, trebuie să funcționeze pe carburantul în rezervor și trebuie să fie în parametrii toate instalații. El produce oxigenul în stația proprie. El este închis hermetic, geamul nu se deschide. Oxigenul se reglează pe fiecare salon în funcție de necesitate. Probabil că înainte de recepția respectivă a obiectivului în luna august, probabil că o zi, două înainte, o să fac o aleșit local și una asta în mass media, o întâlnire pentru că în ziua respectivă și din ziua respectivă încolo nu se mai poate intra în el. Nu e problema de trusele medicale, este problema de obiectul de inventar. Sunt foarte multe camere și, vă dați seama, inventarul este foarte mare. Și cele 20 de